timp ce colindătorii se așează pe scaune în liniște să se odihnească, noi, în duhurile noastre, suntem mulțumitori lui Dumnezeu și plini de bucurie pentru că pregătirea lor a dat rezultat. Vă spunem, dragi colindători, dragi slujitori, că ați făcut o lucrare frumoasă, ați cântat, ați spus versete din Scriptură și în toată această lucrare a voastră ați adus înaintea ochilor noștri evenimentul biblic care s-a petrecut în realitate pe pământ la venirea Domnului Iisus. Vă mulțumim tuturor, Domnul să vă binecuvinteze. Și să nu uitați, să nu uitați când veți crește mari, că ați învățat de Domnul Iisus. Să nu uitați când veți crește mari, că învățătorii voștri și părinții voștri au stat lângă voi să vă învețe ce e mai important în lumea aceasta. Să-L cunoașteți pe Domnul Iisus. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Aș vrea acum cu toții să Îl binecuvântăm pe Dumnezeu printr-o cântare. În timpul acestei cântări, toți dintre noi care dorim să Îl onorăm pe Dumnezeu cu darurile noastre de bunăvoie, putem să o facem. Apoi vom asculta cuvântul lui Dumnezeu care în seara aceasta va fi propovăduit tot de un tânăr, un tânăr minunat, Domnul să-L binecuvinteze, Bogdan. Luca, capitolul 2, începând cu versetul 8. După citirea cuvântului, aș vrea un suflet îndemnat de Duhul lui Dumnezeu să ceară călăuzirea și peste momentele care vor urma. Începând cu versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi,
în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haideți să mergem până la Betlehem ca să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Amin. Să ne închinăm. Amin, amin. Vă rog să ocupați locurile. Dumnezeu să fie slăvit pentru ceea ce a fost până acum. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe copii pentru tot efortul pe care l-au depus ei, învățătorilor și părinților care acasă au stat cu ei și i-au învățat replicile și toate aceste lucruri. Slăvit să fie Dumnezeu și Dumnezeu să-i binecuvinteze cu viață veșnică și cu sănătate din plin, cu putere la școală. Dumnezeu să-i ferească de lucrurile, de oameni răi. Și El să fie Tatăl lor. La fel cum Iisus Hristos este Părintele Veșnicilor. Mă bucur, dragii mei, să fim în această seară împreună la această întâlnire premergătoare a sărbătorii nașterii Mântuitorului nostru. Putem spune că sărbătoarea a început deja. Sărbătoarea a început de acum mii de ani, de 2000 de ani. Sărbătoarea a început și de atunci doar o celebrăm și ne reamintim de ea. Mă rog ca ea să fie vie pentru noi în această seară și mereu în viețile noastre. M-am frământat ce mesaj să aduc înaintea dumneavoastră. Mă gândeam să vorbesc despre păstori sau despre marș sau despre familia lui Maria și a lui Iosif sau ce înseamnă toate aceste lucruri. Dar apoi mi-am adus aminte că în seara aceasta vor sluji copiii. Și știam că ei vor avea această scenetă și cântările și ei vor spune tot ceea ce doresc eu să spun. Dar atunci mi-a venit în minte o întrebare care a demarat tot mesajul. Ce trebuie să fac eu acum, după ce am auzit mesajul? Cum răspund eu venirii Domnului Iisus Hristos? Cum răspund eu la ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru mine? Ce rost are pentru mine nașterea Mântuitorului? În această seară mă rog să nu fi venit ca și la un final de an, ca și la o serbare, la o grădiniță, la final de grădiniță. Mă rog că în această seară să fi venit, să-i fi văzut pe copii, dar să-mi dau seama că de fapt noi am venit ca acești copii să-mi spună mie și fiecare dintre noi despre vestea cea bună. Am venit să-i vedem în această seară, dar știm că de fapt ei au venit ca să ne spună nouă, să-mi spună mie și fiecare dintre noastră despre ceea ce a avut loc acum mii de ani. Ce înseamnă oare această naștere pentru fiecare dintre noi? Ce semnifică lucrul acesta? Ce schimbare produce faptul că Iisus Hristos a venit? Scriptura vine și îmi spune că El va mai veni încă o dată. El va mai reveni. Asta e adevărul pe care suntem siguri de El și pe care ca biserică îl proclamăm. Dar El nu va veni exact cum este acolo, cum îl vedem în acea iesle, lângă baloții aceia de paie. El nu va veni așa. Ca un copil plăpând, ca și unul care are nevoie de cineva, ca și unul care mereu trebuie să fie îngrijit. El va veni exact așa cum este El. Pavel spune Filipeni că El s-a dezbrăcat de toată gloria și de toată slava Lui și a venit într-un prunc. În momentul în care El va veni a doua oară, El va veni exact așa cum este El. Nu va mai veni ca un prunc. El va veni ca Fiul lui Dumnezeu, plin de toată slava și gloria. De aceea, din cauza că El va mai veni încă o dată, eu trebuie să mă pregătesc pentru acea venire. De aceea Dumnezeu să ne pregătească pe fiecare în parte.
Aș vrea în această seară să privim la ce schimbare produce nașterea Mântuitorului în viața noastră și să văd ce schimbare a avut nașterea Domnului în viața celor din perioada sa. Îngerul, după cum am văzut, vine la Maria și parcă așa de ca un fulger îi dă vestea aceasta. Plecăciune ție care ți s-a făcut mare har, vei rămâne însărcinată și vei naște un copil care îi vei pune numele Iisus. El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Maria tulburată nu știa ce să creadă. O veste care, dintr-o dată, parcă rupe relația dintre Maria și Iosif. Iosif parcă este gata să plece și să uite toate lucrurile, să o lase pe Maria. Când Dumnezeu se apropie și când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu este Cel care îmi schimbă prioritățile. Momentul în care Dumnezeu se atinge de viața mea și de viața fiecăruia dintre noastră, El este Cel care îmi schimbă viața. El este Cel care îmi schimbă calea. El este Cel care îmi schimbă prioritățile. Schimbă drumul lui Maria și lui Iosif. Ca și cum niciodată nu s-ar fi întâmplat. Orice ar fi venit peste ei, nici cum nu s-ar fi schimbat într-un asemenea mod. Dumnezeu este Cel care alege să vorbească magilor. Și de la sute de kilometri de departare, lasă totul. Lasă totul. Oare ce m-ar fi făcut pe mine astăzi? Într-o lume atât de ocupată, atât de prinsă de probleme, de grijuri, ce m-ar fi făcut pe mine să las tot și să merg spre Iisus Hristos, să merg spre El? Iisus Hristos, Dumnezeu le-a arătat steaua magilor și a fost de ajuns pe ei să-i facă, să meargă la ieslea sa. Dumnezeu a schimbat drumul magilor. În momentul în care le-a vorbit prin acea stea și am văzut acolo sus, ei au lăsat totul și au ales să meargă pe drumul pe care Dumnezeu le arată. În momentul în care au venit îngerii la păstori, ei au lăsat totul și au mers la Iisus Hristos, au mers la același drum. Dumnezeu a vorbit magilor, Dumnezeu a vorbit păstorilor, dar tuturor le-a vorbit despre același drum. Drumul spre El, spre Dumnezeu. Deci un prim lucru, în momentul în care Dumnezeu se atinge de viața mea și de viața fiecare dintre noastră, este că El îți schimbă drumul. El îmi dă un nou drum. Toate prioritățile mele din trecut se schimbă și prioritatea mea cea mai mare este să mă duc și să-L întâlnesc. El pune un foc în mijlocul meu și pune un foc în inima mea. Păstorii spune, după ce au plecat îngerii, păstorii au spus unii către alții, haide să mergem la Betlehem. În momentul acela când îngerii s-au ridicat, au plecat îndată la Betlehem. Dumnezeu este Cel care vrea să ne schimbe drumul de aceste sărbători. El vrea să schimbe prioritățile. Dimineața am fost cu cantata la turda și Ale spune așa de frumos despre un coleg de-al lui de muncă care zicea că nu mai găsește nicio plăcere în sărbători. E așa de săturat, așa de... El venea și spunea atât aglomerați în Cluj, atât alergați, mergi prin oraș, în plină lumea de oameni care mereu aleargă, nu este timp, toate lucrurile sunt pe dos, vrei să stai liniștit. Sună soneria cu colindători, sună până ce nu mai poți. Vrei să deschizi geamul să iei aer curat, să aud tălângile și alăutele și numai capre vezi când te uiți pe geam. Parcă nu mai ai nicio bucurie. Mă rog ca de aceste sărbători, Iisus Hristos să fie bucuria noastră, El să ne dea un nou drum, să mă opresc de aceste sărbători, să închid televizorul și radioul și calculatorul vorbesc despre mine, să închid toate aceste lucruri și să mă opresc, să iau Cuvântul lui Dumnezeu, să citesc istoria care a avut loc, să citesc modul în care El a schimbat viața oamenilor, cum drumurile celor care n-au avut niciun drum către Ierusalim, El le-a schimbat și le-a îndreptat sute de kilometri spre Ierusalim și spre Betlehem. El a schimbat drumul lor, dar mai apoi El le-a dat bucurie. Mă gândesc la magi, sute de kilometri au mers și ajung la Palatul lui Irod. Și am văzut aici pe Irod, pe Rebecca, care avea rolul de Irod. Am văzut-o, n-avea nici, nu-i păsa deloc de Iisus Hristos. Magii bat atâția kilometri și când ajung la Irod și întreabă unde este împăratul de curând născut. Lumina stinsă, nimeni nu știe nimic. După atâția kilometri, întregi pe jos sau cu trăsura, cum mergeau ei, ajungi la nimic. Dar Scriptura continuă. Spune, când au ieșit de la palat, au văzut steaua și Scriptura spune, n-au mai putut de bucurie. Și stau și mă gândesc la magi care au bătut atâția kilometri și în momentul în care au ajuns la destinație, văd o iesle, văd un grajd, văd un hambar simplu, modest, cu animale, cu un prunc simplu acolo. Ce-aș fi spus? Ce-aș fi spus dumneavoastră după ce bați atâția kilometri și ajungi la un simplu hambar, la o simplă iesle? Pentru asta am venit până aici.
avut rost atâta amar de drum. Să ajung aici să văd animale, balos de paie și un copil. O femeie, o familie modestă, săracă. A avut rost atât amar de drum. Momentul în care Iisus Hristos intră în inima ta, El îți dă bucurie. Orice s-ar întâmpla, în orice circunstanță ar fi, El îți dă bucurie. Oricâtă sărăcie ar fi, oricât necaz ar fi, El te umple cu bucurie. De aceea El a pus în inima magilor dorința de a merge la iesle. Și în momentul în care a ajuns la iesle, și păstorii și magii n-au mai putut de bucurie. N-au mai putut pentru că au știut cine este pruncul, au știut cine este împăratul care s-a născut. Și al treilea lucru pe care îl dă nașterea este o viață schimbată. Magii n-au mai fost la fel. Păstorii n-au mai fost la fel. Textul pe care l-am citit, versetul 20, spunea și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Oameni schimbați. Oameni transformați. Oameni care au plecat. Nu doar că au venit la Iisus, ci în momentul în care l-au văzut, Iisus este Cel care a intrat în inimile lor. Acel prunc simplu pe care îl vedem noi aici. Acel prunc este Împăratul. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare parte cu o dorință arzătoare după El. Oare de ce să aleg să nu merg la El? Când Isaia spune cu 700 de ani, spune, ei îl vor numi minunat. Despre câți oameni putem spune astăzi că este un om minunat? Să mă uit la un om, să mă uit la unul din membrii familiei mele, să spun, ăsta e un om minunat, aș vrea să stau lângă el mereu. Despre câți oameni putem spune? Asta s-a spus despre Iisus Hristos. El vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare și Părintele veșnicilor, Domnul al păcii. El este singurul care poate să-mi dea viață veșnică. Pentru că El este Părintele veșnicilor. El le-a creat, El le ține. El este Cel care are viața veșnică în mâinile Lui. De ce s-a legat astăzi să nu merg la El? Să fiu ca și Iros, să fiu ca și toți ceilalți. De aceea vă invit în această seară să mergem la El. Mă rog ca Dumnezeu să pună dorința de a alerga la El. În momentul în care mergi la El, ți se umple fața de bucurie. Ți se umple inima, ești schimbat, ești pătruns de cuvântul Său. Dar, un mare dar în toată această poveste, un mare dar din decorul ăsta, jumătate din decorul acesta. Și dați-mi voie să vă citesc un verset, dacă deschideți împreună cu mine în cartea Evanghelistului Matei. Matei spune, cred că în primul sau capitol. Capitolul 2. Matei, capitolul 2, spune cu versetul 3. Priviți cât de sărăcășos, aș spune, este decorul din stânga. Oi și oi este acolo. Când privești aici, plin de cetăți, plin de oameni. Dar Evanghelistul Matei spune, când a auzit împăratul Irod acest lucru, spune, s-a tulburat foarte mult. Și toți oamenii din tot acest decor, spune, s-au tulburat împreună cu el. Cât de trist. Să mergi ca și mag, să mergi la împăratul Irod, să bați la ușa, să spui, primiți colindător. Să spui, astăzi s-a născut împăratul iudeilor. Și spune, când a auzit Irod acest lucru, s-a tulburat atât de mult. Cât de trist, Dumnezeu să-mi vorbească mie și să-mi vorbească în această seară prin acești copii și fiecare dintre noi și să mă tulbur. În loc să fiu ca și magii, plini de bucurie, care au străbătut sute de kilometri. Irod trebuia doar să arunce un băț și era deja la Betlehem. Atât de aproape era Betlehemul de el. Dar Irod, ca și mulți alții dintre noi în această vreme, au spus, ce poate fi și acum? Mergeți voi. Mergeți voi și dacă e ceva, cum spun unii oameni, de multe ori m-au zis, s-o pocăi cineva de la mine în familie, da? Vom vedea în viitor ce va fi. Vom vedea. Dacă va fi bine, poate mergem și noi, poate vom ajunge și noi acolo. Irod s-a tulburat, spune Scriptura, și lucrul cel mai trist este că magii nu s-au mai întors niciodată pe acel drum. A așteptat ca magii să meargă și să vină înapoi la el, dar magii nu s-au mai întors niciodată la el. Oare în această seară se va mai întoarce Dumnezeu la mine să-mi vorbească acest lucru? Câți dintre noi putem fi siguri că mâine vom mai trăi pe acest pământ? Câți dintre noi suntem siguri că magii, copiii din această seară, îmi vor mai vorbi din nou? Câți dintre noi putem să fim siguri de acest lucru? O, Irod a fost foarte sigur. Dar magii nu s-au mai întors niciodată pe acel drum. Tot Ierusalimul s-a tulburat. Tot Ierusalimul s-a tulburat așa de mult, ca peste 33 de ani, Iisus Hristos să stea cum stau eu aici și să privesc la fiecare cetate și să plâng pentru ea.
Înainte de săptămâna patimilor, Iisus se oprește în fața cetății, spunea, plâns pentru ea mult. De ce? Pentru că n-a știut vremea cercetării. Dar când a fost această vreme a cercetării? Momentul care au bătut magii la templul lui Irod. Momentul care au bătut magii la casa lui Irod. Și a spus, aici e împărat. Și Irod n-a știut să dea răspuns. Asta a fost momentul. Iisus Hristos a trebuit peste 33 de ani să privească El la cetatea Ierusalimului, la fel cum au privit magii, și să plângă pentru ea. Pentru că n-au știut vremea cercetării. Au așteptat pe magi să se împarte. Dar magii nu s-au mai întors niciodată pe acel drum. Oare eu astăzi, dragii mei, ce aștept? Ce aștept din partea lui Dumnezeu? Ce aștept să facă Dumnezeu mai mult decât atât? Mai mult decât să-L trimită pe Fiul Său pentru mine? Ce aș putea aștepta? Îi aștept pe magi? Poate copiii sunt prea mici să-mi spună mie că Iisus Hristos a născut și El mă așteaptă și pe mine la ieslea sa. Poate ei sunt prea mici. Dar ei în această seară, ei au venit aici pentru noi. Nu noi am venit pentru ei ca să le facem poze, să ne bucurăm. Ei au venit ca să-mi spună că Iisus Hristos a născut. De aceea, poate, de aceste sărbători, Iisus Hristos vrea să se apropie de mine și de fiecare dintre dumneavoastră. Să nu mai aștept pe alții. Să nu mai aștept alți colindători. Îmi e de ajuns ce mi-au spus copiii în această zi. A fost greu să înțeleg? Iisus Hristos a născut într-o este. Un copil mi s-a dat. Un copil mi s-a născut, un fiu mi s-a dat. Domnia va fi pe umărul lui. Asta au spus îngerii. S-a născut Iisus care este Hristos Domnul. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze de aceste sărbători. Cu nașterea lui Iisus în inimile noastre. Să iau Scriptura în tăcerea nopții și să privesc din nou la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru omenire, pentru mine. Și să-mi amintesc toată această frumoasă scenetă. Și ea să prindă viață în inimile mele. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare în parte și El să fie lăudat. Și astăzi, că nu știm când magii vor mai bate la ușa noastră, la inima noastră, astăzi să aleg să fiu cu El în împărăția Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare. Amin. Amin. Mesajul îngerului a fost: astăzi, în cetatea lui David, s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Dar înainte a spus, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie. Și întrebarea care eu mi-o pun mie și vi-o pun dumneavoastră în această seară, în ce constă bucuria sărbătorii nașterii Domnului? De ce mă bucur acum de aceste sărbători? Sigur, sunt multe lucruri care pot să ne aducă bucurie. O bucurie limitată. Ceea ce urmează pentru colindătorii noștri, pentru copii, pentru dumneavoastră copilași de aici, e o bucurie. Dar o bucurie limitată. Pentru oamenii din vremea aceea, bucuria a constat în faptul că a venit Salvatorul, Mântuitorul, a pășit Dumnezeu prin Fiul Său pe pământ, în necazurile noastre, în frământările noastre, în durerile noastre, în nevoile noastre. A venit să fie lângă noi. A venit să aducă speranță și lumină. Mă rog ca această bucurie să ne însoțească pe fiecare de aceste sărbători. Amin. Îl invit pe fratele Tănase. Îl cunoașteți, dragi copii? Da. Da. E un părinte bun? Ia să vedem ce ne aduce, ce ne spune. Sunt un părinte bun? Da. Vreau să vă spun ceva despre inima învățătorului. Vă iubim copiii, de tot. Nu iubim dintr-o anumită perspectivă. O iubim pentru că Hristos a pus dragoste în noi, pentru ei, și îi slujim cu mare plăcere, îi slujim cu dragoste. Și cred că dragostea s-a văzut astăzi.
Ne-am dorit foarte mult ca la sfârșitul celor două zile, știți asta, o mare parte dintre dumneavoastră v-ați trimis copiii și ați avut încredere în noi să lăsați pe mâinile noastre timp de 3 ore, ieri, sâmbătă. Ne-am jucat împreună cu ei, am creat lucruri de sărbătoarea Crăciunului care să transpună și într-un mod practic bucuria Crăciunului. De asemenea, au ascultat povești, au fost foarte atenți la ceea ce le-am povestit, au înțeles târcul poveștii, dar activitatea noastră s-a încheiat astăzi cu această celebrare. Așa că am încercat să finalizăm foarte bine și aici este momentul în care încheiem lucrurile cu un cadou pentru ei. De aceea vreau să fiți foarte atenți la ceea ce vă voi spune. Copiii de la grupa mică, veți merge și acolo veți primi surprizele pregătite pentru voi. La grupa mică, acolo unde v-ați desfășurat activitatea timp de o an de zile. Voi știți unde. Veți merge acolo, vă așteaptă învățătoarele voastre drage, Alice și Rebecca. Și va fi probabil, nu știu sigur cum ne-am împărțit, dacă și era cu Luca Han este acolo. Știu sigur că Raluca Rus vă așteaptă pe cei care sunteți de la grupa mijlocie și ați fost în timpul anului, la activitățile în școlii duminicale acolo. Știți unde să mergeți și acolo sunteți așteptați cu surpriză. Pentru cei de la grupa mare, știți de asemenea unde trebuie să mergeți și unde vi s-au pregătit surpriză. Da? La voi, la sala voastră de peste an. Bine? Acolo sunteți așteptați și voi cu surpriză. Pentru cei care ați venit și ați fost cu noi în activitate de ieri, încheiem astăzi, știți foarte bine, și va fi încheierea aceasta, cu o surpriză plăcută pentru voi. Și mergeți copii, vă știți unde ați făcut ieri craftul? Da, acolo vă aștept eu și soția mea Cristina, cea cu care ați făcut, chiar cu ea ați făcut craftul. Bine? Ați fost atenți? Cei care ați fost ieri la activități, vă aștept acolo. Bine? Asta este o prioritate. Pentru ceilalți care ne vizitați astăzi și ați venit cu copii, de asemenea vă aștept tot eu, în sala de jos, coborâți scările, când ieșiți din biserică, coborâți scările și vă aștept eu acolo și avem o surpriză și pentru dumneavoastră, de asemenea. Dar vreau să respectăm prioritățile. Cei care au fost ieri sâmbătă la activitate, vin și ei acolo jos și ceilalți urmează. Bine? Asta este din partea noastră. Vă iubim mult de tot, copii, vă iubim, dragi părinți, și vă spunem să aveți sărbători pline de binecuvântările lui Dumnezeu și să rămâneți în harul Lui și în acest an care urmează. Frate Tănase, cei mici rămân la mama și copilul? Ceva, am auzit? La mama și copilul, Ovi se ocupă de asta, este în mâini bune, el ia inițiativă, toată sunt bine organizate. Da. Deci, cei micuți, cei mici, până la, nu știu, 2 ani, 3 ani, cum îi? Repet din nou, cei care au fost la grupa mică, mergeți la grupa mică, cei de la grupa mijlocie, la grupa mijlocie, cei de la grupa mare, la grupa mare, cei care ați fost la activitate ieri, sâmbătă, ați venit și astăzi, vă așteptăm, da, craft. Pentru cei care sunteți musafiri și ne vizitați, de asemenea, în acea sală numită la craft, vă coborâți afară, că nu știți unde este craftul, coborâți scările de la subsol. La mama și copilul, sunt câțiva copii care au venit, de asemenea, o video va lua inițiativă și vă aștept și pe voi acolo. Veniți și voi jos acolo, bine? Bine. Ați auzit, se aude la mama și copilul, faceți în semn cu mâna, coborâți jos, da, pe scări. Da? Și e imediat este intrat de acolo. Vă aștept eu acolo, pe mine, bărbosul, bine? Deci, cu alte cuvinte, niciun copil nu pleacă de aici. Fiecare se duce acolo unde a fost numit și fiecare copil va fi recompensat cu un dar din partea, nu din partea moșului care va vorbi, nu, nu, ci din partea Domnului Iisus. Vă rog să nu vă grăbiți, vă rog să nu vă grăbiți, vă rog să ne ridicăm. Ne ridicăm acum. Vă spunem că vă așteptăm joi în Casa Domnului la ora 6, unde vom continua sărbătoarea împreună cu tinerii și cu cantata pe care au pregătit-o. La fel și vineri, în prima zi de sărbătoare, dimineața de la 10 și după masă de la ora 5. Acum aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu în rugăciune. Să mulțumim pentru copii, pentru învățători, pentru noi toți, ca să avem parte de bucurie, să avem parte de un Crăciun binecuvântat de Dumnezeu, prin prezența Lui peste casele noastre și peste viața noastră a fiecăruia.
cu toții mulțumim lui Dumnezeu și rog pe fratele Hosu Valer să facă această rugăciune. Slavă ție! Ai vorbit de-a lungul diaconului prin copilul Iisus Hristos, care s-a născut pentru el. Și atâtea mii și milioane de oameni care l-au înțeles, Doamne, și l-au primit în inima lor. Și a servit ca mântuitor, Doamne. În această seară ne-ai vorbit prin acest. Slavă ție, mulțumim, Doamne! Te rugăm să-i bine cu mine. Amin! Să te binecuvânteze mesajul lor. Te rugăm, Doamne! Binecuvântează-ne pe noi ca bunici. Te rugăm, Doamne Iisuse! Ca pentru ei să fim o Evanghelie trăită. Ajută-ne, Doamne! Îți mulțumim pentru cuvântul Tău care ne-a dat. Da, îți mulțumim! Pentru provocarea cuvântului Tău. Doamne, îți credințăm în mâna Ta și sărbătorile care ne-a dat. Da, Doamne, ajută-ne să le sărbătorim. Ele să fie sărbători pentru sufletele noastre, Doamne. Și apoi îți mulțumim că Tu te-ai îngrijit și te îngrijește trupurile noastre. Slavă Ție, Doamne! Slăviți să fie numele Tău, numele Lui Iisus Hristos. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui nostru care este în ceruri și părtășia Sfântului Său Duh să fie și să rămâie peste toți copilașii prezenți în casa Ta, peste toți părinții, peste toți musafirii casei Tale, peste orașul Cluj și peste România, acum și până în ziua veșniciei. Amin. Vă rugăm să nu vă grăbiți, ci să dăm prioritate copilașilor să dăm.